preasfințiile voastre, preacucernice părinte vicar, preacucernici părinți, dragi tineri, stimați invitați, drag auditoriu, vă mulțumim că ați ales să vă petreceți această seară împreună cu noi, să ne bucurăm de Cuvântul lui Dumnezeu tradus de eruditul teolog Cristian Bădiliță prin scrierile pe care ne le pune la dispoziție, prin conferința pe care o va ține și mai ales prin artă, prin frumoasa expoziție pe care a adus-o în fața ochilor noștri. Înainte de a da cuvântul preasfinției sale Claudiu pentru a începe această seară, aș vrea să mulțumim Primăriei Municipiului Cluj-Napoca pentru parteneriatul acesta în desfășurarea acestei activități, domnului director Cristian Manulachi, directorul Centrului de Cultură Urbană, domnului inspector Tudor Neamțu, care a fost trup și suflet pentru această expoziție și la aranjarea simezilor și la tot ce a însemnat buna desfășurare. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat și în special tinerilor care au ales să fie astăzi alături de noi. Îl rog pe preasfinția sa să deschidă această seară. Cred că nu puteam să găsim o perioadă mai bună pentru o astfel de întâlnire în familie, fiindcă Cristian Bădiliță e partea familiei noastre și vine la el acasă și aici, și la Oradea, și la Blaj, și mă bucur pentru acest lucru. Spuneam, nu puteam găsi o perioadă mai bună decât cea a începutului triodului, care deja a început și care e o perioadă de convertire, de reîntoarcere la lucrurile esențiale. Știm bine că avem nevoie de ajutor ca să ne întoarcem înspre Dumnezeu și înspre noi înșine implicit, pentru a ne converti, pentru a ne schimba viața, și lucrurile frumoase sunt parte a acestei convertiri. Fiindcă atunci când ascultăm lucruri frumoase, când vedem lucruri frumoase, ne aducem aminte de acea armonie pierdută a Paradisului pentru care am fost creați, înspre care ne îndreptăm și deci ne aducem aminte de Dumnezeu, de iubirea Lui și de îndurarea Lui. Titlul este unul provocator, vedem că e vorba de anticrist, de mica Romă și de legăturile posibile dintre cele două concepte. Cu siguranță deja ne-am făcut ideile noastre și ne așteptăm la ceva. Nu vă faceți iluzii, o să ne surprindă domnul Cristian Bădiliță ca de obicei, dar cred că în convertirea noastră, dincolo de ceea ce idei ne facem noi, Hristos este scopul nostru, ținta noastră și tot ceea ce se opune lui Hristos, lumea aceasta și anticrist în toate formele în care el poate exista, este ceea ce, lucrurile de care trebuie să ne îndepărtăm. Și de fapt aceasta este esența botezului nostru. Prin botezul nostru, noi sau nașii noștri, dacă am fost mici când ne-am botezat, spunem da lui Hristos și nu acestei lumi și lui anticrist. Nu vreau să continui prea mult, că ar fi păcat. Îl avem în mijlocul nostru pe Cristian Bădiță și vreau să-i dau lui cuvântul. Să-i mulțumesc din tot sufletul pentru că este astăzi aici, pentru tot ceea ce face pentru biserica noastră. O spuneam și la ultima vizită la Cluj. Volumul emblematic pentru noi este geniul greco-catolic, Cristian Bădiliță, geniul greco-catolic. El spunea că întotdeauna e o virgulă între cele două. Nu știu sigur unde se pune virgula, dar îi mulțumesc pentru tot. O seară binecuvântată! Bună seara și o spun în sens neconfesional, lăudați-o fie Iisus! Mulțumesc preasfințitului Claudiu Pop pentru invitație, pentru cuvântul de introducere, pentru prezentare. Nu vreau să comit niciun encomion ca să nu dau loc discuțiilor, doar să vă rog să nu stingeți duhul simplității, umorului, bunei dispoziții, care sunt virtuți creștine, prin esență. Vă mulțumesc pentru ele. Mulțumesc
caut epitetul cel mai potrivit, nu știu dacă o să-l găsesc, burdalnicului părinte Marius Câmpean, pentru implicarea în organizarea acestei expoziții, în primul rând. A făcut un drum lung până la orașul Regal, la Curtea de Argeș, dis de dimineață. Ne-am întors împreună cu aceste lucrări și efectiv pentru organizarea conferinței. Mulțumesc din tot sufletul domnului Tudor, nu-l văd, ca de obicei discret, ca de obicei discret, acolo unde trebuie, da, Tudor Neamțu, de la care am învățat în primul rând foarte multe lucruri datorită acestei panotări. Îi aparține ce vedeți aici, expoziția, în aranjamentul, în sintaxa actuală, îi aparține. Și mulțumesc domnului Valeriu Teodorescu, e tot aici cu discreție undeva, da, remarcat, i-am întrezărit barbișonul cuzist sau Napoleon al III-lea, mai degrabă ca să urcăm la arhetip, pentru afiș, pentru îndrumări, pentru fotografii, pentru pregătirea, toate preparativele profesioniste ale expoziției. Da, intrăm în subiecte, sunt două subiecte, așa cum spune și titlul. Aici, ca să nu dau loc confuziei, am pus conferință Cristian Mădiniță, cine știe ce ar fi ieșit dacă nu scriam și conferință. Voi începe cu ultima parte a titlului, Mica Romă. Din titlu reiesc cele două teme majore, Anticristul, sfârșitul lumii, dar voi face o conexiune și cu epistolele pauline, mai ales 1 Tesaloniceni și 1 Corinteni, în legătură cu teribilul subiect al sfârșitului individual, al învierii individuale, despre care vorbește Pavel extraordinar în cuvinte foarte puternice în cele două epistole și nu numai, dar mai ales în cele două epistole. Încep cu Mica Romă și mă ajut de, sper că, da, am dat prea departe? Nu. Cum știți, de 3 ani de zile, acum 3 ani de zile am inițiat o colecție care, din nou insist asupra acestui aspect, nu e neapărat, este implicit o colecție confesională, dar e o colecție pe care eu o consider de interes național în sensul cel mai larg al cuvântului cultură, cultură românească. Pentru că încercăm, grupul care muncim, trudim la această colecție, să readucem în actualitate foarte multe titluri, fie interzise, fie necunoscute și care merită să fie cunoscute de tot publicul românesc din România, nu doar de cei credincioși din Biserica Greco-Catolică. Și am ajuns, iată, după numai 3 ani de zile, la numărul 20. Numărul 20, dar aș vrea să încep cu această ediție, Geniul Greco-Catolic Românesc, este o ediție, cum am numit-o acolo, pentru toți, e o ediție ieftină, care a apărut după cele 4 ediții ale albumului Geniul Greco-Catolic Românesc și ne-am gândit împreună cu profesoara Laura Stanciu, cu autoarea volumului, să scoatem un volum, în primul rând, pentru publicul tânăr, pentru studenți, dar și pentru publicul larg, care ar dori să afle istoria, personalitățile care sunt, despre care scriem în acest volum, fără ilustrații și la un preț rezonabil. De aceea am publicat acest volum consistent, preț accesibil, și aș vrea acum să anunț, în fine, să vă anunț poate în premieră pentru mulți dintre dumneavoastră, că există în curs de
în lucru, o traducere în spaniolă a acestui album. Încă nu am stabilit exact care va fi formatul în Spania, s-ar putea să fie și ilustrații, dar numai o parte din ilustrațiile din album. Oricum, întregul text va fi tradus, este tradus de un clujan al dumneavoastră, Cristian Arieșanu, cel care mi-a descris drumul Clujului acum 30 și ceva de ani și datorită căruia am intrat pentru prima dată în capela privată discretă a părintelui Prunduș, printre cărți, acolo unde slujea, făcea slujbele la sfârșitul anilor 80. Cristian Arieșanu s-a stabilit în Spania, e bilingv perfect, cunoaște foarte bine și a mai tradus din literatura română, în special din Mircea Eliade. Și părintele Lazar, cred, e numele, de la Madrid. Preotul Lazar, care a tradus de altminteri în spaniolă cartea episcopului Ploscaru, Lanțuri și teroare, pe care eu o consider și o capodoperă din punct de vedere literar, nu doar memorialistic și teologic. Cei doi traducători lucrează și au împărțit capitolele și sperăm să avem traducerea definitivată până în toamnă. S-a implicat și, nu știu exact denumirea, în fine, episcopatul spaniol s-a implicat direct la editura Sigeme. E proiectat să apară volumul și tot cu datorită unui preot iezuit, salut prezența ordinului printre noi. Și nu în ultimul rând îi mulțumesc episcopului clujan de altminteri, nu prin cel puțin o porțiune din biografie de Lugoj, Ioan Bot, pentru deplasarea specială de acasă până acasă. Da, mulțumesc din suflet. Următorul volum, nu voi insista pentru că ați consacrat deja centenarului Tertulian Langa, din câte am înțeles, mai multe acțiuni, inclusiv la Cluj. Am vrut să îl onorez pe părintele Tertulian Langa, datorită căruia primul grup, primul comando de studenți în teologie greco-catolici au ajuns la Seminario Conciliar de Madrid în 1991. Eram trei și toți trei cristiani. Și de unde au dedus spaniolii din jurul nostru că e prenumele cel mai frecvent din România. Am reeditat, e o ediție științifică adusă la zi, foarte profesionist realizată, chiar de Cristian Langa, cu o nouă prefață și cu un supliment de note, inclusiv de text, și sunt poemele, toate poemele pe care părintele Langa le-a compus și le-a transcris pe diferite obiecte materiale în anii de închisoare politică. E numărul 18 din Mica Roma. Și o bucurie personală, să zic așa, e una din cărțile vitregite, marile cărți de filozofie creștină, autor preotul Ioan Miclea, una din figurile care au devenit figuri legendare. Mi-l închipui pe marele erudit francofon, prieten cu Jacques Maritain, în corespondență despre care de altminteri a și scris o monografie superbă, cunoscător de greacă și latină, cititor, cunoscător în profunzime al operei lui Toma din Aquino, mi-l închipui pe acest extraordinar cărturar în anii comunismului, îngrijind cu o mătură în mână, perorând în fața ucenicilor care și acum îl venerează. Ca un fel de Socrate, transformat în Socrate de acest regim antiuman, iacătă, a contribuit și el într-un fel, prin reacție, la construirea acestei legende a Blajului și nu numai a Blajului. Aș vrea să mai publicăm, să continuăm seria Ioan Miclea, pentru a-i
identitate națională acestui nume. E Evanghelii din Evanghelie, o carte publicată în perioada interberică și are prefața fericitului episcop Chinezu. Ei au fost colegi, cum știți, episcopul martir avea o aplicare specială spre filozofie, iar cartea lui Ioan Nicla am prefațat-o, integrând personalitatea lui Ioan Nicla în evoluția teologică a secolului 20 și în evoluția tomismului și neotomismului ca, eu știu, direcție teologică și filozofică occidentală, lucruri mai puțin cunoscute în peisajul cultural și teologic românesc. Acest volum va fi continuat de încă două volume, dar deocamdată nu destăinui mai mult. Aș vrea să ajungem măcar cu editarea la al doilea volum. Cred că e una din personalitățile care vor provoca interes nu doar în mediile religioase, ci mai ales în mediile filozofice ale laicilor. Gândiți-vă că avem în fața noastră un gânditor care a purtat o corespondență susținută cu marele Etienne Gilson, care e un mit al medievisticii și al filozofiei franceze, și încă o dată invoc figura lui Jacques Maritain, convertitul lui Jacques Maritain, despre care a și scris. Ioan Nicla, Evanghelii din Evanghelie, numărul 19. Și cel mai recent volum din colecția Mica Romă 21, ăsta este titlul complet al colecției, Ovidiu Bârlea, cu Udinii, se face ziua, romanul anului 1848. Doar câteva, trei sau patru lucruri. Îl avem printre noi, pe unul dintre nepoții marelui romancier și nepoții în același timp marelui teolog, monseniorul Octavian Bârlea, monseniorul Octavian Bârlea, cel de la Paris, de la München, de la Vatican și așa mai departe, autorul unei opere teologice extraordinare, de valoare europeană. Nepotul care n-a fost complice pentru realizarea acestui volum, ne-a fost, suntem mai mulți implicați, doctorul de la Sebeș, doctorul Danciu, Nicolae Danciu, îl avem printre noi și mă bucur foarte mult să-l salutăm. Ovidiu Bârlea, al doilea lucru pe care vreau să-l spun, remarcați ortografia, Ă din I. Monseniorul și-a păstrat ortografia interbelică, Ă din A. Marele folclorist, Ovidiu Bârlea, a fost unul dintre, pentru mine, ca absolvent de filologie într-o primă etapă și îndrăgostit de folcloristică, pentru mine personal, Ovidiu Bârlea a fost cel mai important folclorist din secolul 20 pe care l-am avut. Dar folcloristul, iată o revelație inclusiv pentru cunoscătorul operei de folclorist, e dublat și de un mare romancier, de un mare scriitor. Și abia acum mi-am dat seama de ce îmi plăceau atât de mult cărțile lui de folcloristică. Pentru că Ovidiu Bârlea știe să scrie. Scrie foarte bine, scrie cu stil, are un stil inconfundabil și cele două componente, folcloristica și scritura, literatura, se combină foarte bine. Uneori lucrurile nu stau așa, în cazul multor oameni de cultură sau scriitori, dublați de savanți. În cazul lui Ovidiu Bârlea există o sinteză, o armonie foarte frumoasă între folclorist savant și scriitor. E un roman unicat din mai multe puncte de vedere, din punctul de vedere al stilului. Avem câteva sute și am pus la contribuție mai multe persoane competente în istorie, în regionalisme, lingviști, chiar și un inginer în mine a trebuit să consult pentru notele de subsol. Sunt câteva sute de note de subsol și un glosar. Practic, 10% din roman se citește ca un roman scris într-o limbă străină, pentru că sunt regionalismele dintr-o regiune de lângă la Mogoș, acolo unde e sălașul bârlenilor. Inclusiv domnul doctor m-a ajutat pentru lămurirea câtorva termeni.
Ovidiu Bârlea a plecat de la un mit, figura mitologică, o figură devenită legendară, Ecaterina Varga, din secolul al XIX-lea, jumătatea secolului al XIX-lea, care a fost, a devenit, ea fiind unguroaică, a devenit portparol al românilor din Bucium, din acea zonă, și a devenit o legendă. Din nefericire pentru comunitățile, deci o figură legendară printre țărani, printre oamenii simpli. A fost arestată tot de un român, în fine, de elită, care ulterior avea să devină o legendă la rândul lui, în rândul românilor ortodoxi. Acest moment și această figură sunt exploatate de marele romancier de data asta, dublat de folclorist, Ovidiu Bârlea, în Se face ziua romanului anului 1848. Acum, sperăm, următorul volum va fi reeditarea Țiganiadei, modernizată pentru publicul din secolul 21, și sperăm să apară până în aprilie, atunci când va avea loc Olimpiada Națională de Religie la Oradea. Din câte am înțeles, e vorba de o Olimpiada Națională de Religie romano- și greco-catolică. Subiectul e potrivit pentru așa ceva. Partea a doua a conferinței are la rândul ei în bibliografie două titluri. Nu revin asupra seriei Noul Testament, despre care am vorbit la precedenta conferință de la biserică. Atunci am venit cu traista goală, mi-o goliseră orădenii volumele din Noul Testament. Dar, înainte de asta, iertați-mă, pentru colecția, pentru seria Mica Romă, nu vreau, a fost o surpriză enormă și pentru mine astăzi, nu vreau să trec peste acest moment cu majusculă, moment. Mi-aș dori foarte mult, aș fi dorit să încep colecția cu volumul Credința noastră este viața noastră. Și astăzi l-am cunoscut pe unul dintre nepoții cardinalului Iuliu Hosu, care se află printre noi și care poartă același nume. Lansez, nu știu, poate printr-un fir invizibil să ajungă undeva acest mesaj, un apel către persoana care deține manuscrisul, nu copia, ci manuscrisul acestor memorii, și o rog din tot sufletul să mă contacteze cumva și să conlucrăm, pentru că doar în felul acesta, această persoană va intra în istoria mare, în istoria cu majusculă. Această carte merită editată profesionist. Profesionist, pentru că e o carte unicat, evident, și trebuie să-i transmit persoanei respective un singur lucru. N-a îndurat destul martiriu cardinalul în timpul vieții, să nu-l mai martirizăm și post-mortem. Merităm cu toții acest cadou. Și poate domnul Iuliu Hosu, aici prezent, va transmite mesajul și vom reuși să publicăm o ediție științifică, o ediție profesionistă de nivelul celor care au apărut până acum în colecția Mica Romă. Țin foarte mult la acest aspect, la profesionalismul, și mulțumesc în același timp editurii Vremea, care ne-a pus la dispoziție, în fine, întregul colectiv de acolo de profesioniști pentru editare și pentru a face cât mai vizibilă această tradiție greco-catolică. Și salut și prezența celui mai bun specialist în Iona Gârbiceanu. Iona Gârbiceanu s-a epuizat, de aceea nu e aici la stand. Profesorul Ilie Rad, care a îngrijit deja trei volume, nu? Ați publicat.
publicat în colecția Mica Romă și lansez propunerea să fie invitat profesorul Ilie Rad să le vorbească studenților teologi și nu numai despre Agârbiceanu, așa în această dublă versiune de scriitor teolog și teolog. Greco-catolic, credincios, preot, greco-catolic, teolog și scriitor imens, imens. Revin la partea a doua a conferinței și încep, de fapt, acum povestea despre Anticrist. 1 și 2 Tesaloniceni e un volum, împreună le-am publicat, primul volum din epistolarul paulinic. Spuneam că la conferința precedentă de astă vară, de anul trecut, nu? Am venit cu traista goală, am vorbit despre Noul Testament, dar n-am avut la stand niciun volum din Noul Testament, pentru că se epuizaseră. De data asta mi-am luat revanșa și aveți mai multe volume din Noul Testament, această ediție bilingvă, în greacă, română, și cu un amplu comentariu la fiecare volum. Primul volum din epistole, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni. De ce am ales 1 și 2? În primul rând am ales 1 pentru că e vorba de cel mai vechi text din Noul Testament. Din cauza sau datorită canonului stabilit în secolul al IV-lea, noi nu mai avem, credincioșii de rând nu mai au o percepție clară, eu știu, reală, să-i spun, a cronologiei scrierilor din Noul Testament. Cele mai vechi documente, scrieri din Noul Testament, îi aparțin Apostolului Pavel. Și cea mai veche scriere, datată cu argumente științifice, filologice, istorice și așa mai departe, este micuța 1 Tesaloniceni. Unul din cele mai puternice texte din corpusul paulinic. De aceea am și ales, am și optat pentru 1-2 Tesaloniceni, voi povesti despre 2 Tesaloniceni, pentru că, de fapt, avem de-a face cu cel mai vechi text datat între 49 și 51 după Hristos, deci cam cu două decenii, cel puțin două decenii înaintea de pildă Evangheliei după Matei, care deschide, nu, canonul Noului Testament. Cu două decenii înainte avem acest text al lui Pavel și, de altminteri, una din teoriile care prevalează în domeniul între specialiștii Noului Testament și la care subscriu în bună măsură, e faptul că Evanghelia după Matei, cum știți, cea mai iudaizantă, a fost scrisă ca replică la corpusul paulinic. Pavel era acuzat, el avându-și misiunea, desfășurându-și activitatea misionară printre păgâni, la un moment dat a fost acuzat că a devenit prea neiudeu. S-a convertit prea tare spre paradigma păgână, filozofică și așa mai departe. Și atunci, în fine, autorul Evangheliei după Matei ar fi vrut să restabilească un echilibru și să amintească, de fapt, rădăcinile iudaice ale Mântuitorului, ale lui Iisus Hristos, întemeietorul creștinismului. Asta este teza care prevalează și există foarte multe argumente care o sprijină. Și care clarifică într-o bună măsură inclusiv conținutul Evangheliei după Matei și spulberă această tradiție transmisă la un moment dat și de Eusebiu al Cezariei, cum că ar fi existat Matei și ar fi redactat în ebraică Evanghelia și noi avem de fapt o traducere în greacă. Nu, faptul că sunt foarte multe structuri semitice în limba greacă a lui Matei nu înseamnă automat că Matei la origine și-a scris Evanghelia în ebraică, ci pur și simplu gândea în anumite scheme lingvistice ebraice. Dar revin la Tesaloniceni, am început seria, cum spuneam, cu 1-2 Tesaloniceni, o voi continua cu 1-2 Corinteni, 1 Corinteni e gata deja în proporție de 70% și comentariul. Acum aștept să mai fac 2-3 expoziții și poate mă apuc și de 2 Corinteni, poate până la sfârșitul anului facem o întâlnire și în marginea acestui volum. Iar
2 Tesaloniceni are o importanță covârșitoare în crearea anticristologiei. Termenul, nu știu dacă mi-aparține, oricum nu l-am întâlnit înainte de a-l folosi eu, nu l-am întâlnit undeva, poate că nu, n-am fost eu informat, cert e că așa mi-am botezat volumul din 1999, Manualul de Anticristologie, care a ajuns acum la a treia ediție, asta și din cauza contextului pe care îl știm foarte bine, din păcate. Dar odată cu 2 Tesaloniceni intrăm în subiectul anticrist. Dar înainte, în 1 Tesaloniceni am fost rugat de Părintele Câmpean să abordez și tema pe care doar am amorsat-o. Să adâncesc tema legată de a doua venire a Mântuitorului și de soarta de după moarte a creștinilor. Și aceste subiecte foarte puternice au constituit un atu al creștinismului în fața celorlalte culte păgâne contemporane din secolul I, contemporane cu Pavel. Moartea și vindecarea de moarte, dacă vreți. Mântuirea, asta e, în primul rând, pentru Pavel, care, să nu uităm, a fost un iluminat. Convertirea lui s-a produs printr-un dialog direct cu Iisus Hristos în slavă, transformat în lumină. El nu a văzut, nu l-a văzut pe Iisus Hristos întrupat, așa cum l-au văzut ceilalți apostoli, încarnat în carne și oase, și așa cum știm din Faptele Apostolilor și din mărturia lui, el a auzit un glas din mijlocul unei lumini extraordinare care l-a și orbit. Pavel a fost un profet și de aceea a și pledat titlul expoziției tot din 1 Tesaloniceni, unde avem cea mai veche și una din cele mai puternice rugăciuni ale creștinismului: nu stingeți Duhul. Să nu stingeți Duhul se referă, nu stingeți Duhul profeției, dar dublați profeția cu discernământ. Va dezvolta subiectul pe câteva capitole copleșitoare în 1 Corinteni. În 1 Tesaloniceni abordează această problemă a destinului de după moarte, destinul creștinilor, probabil plecând de la o întrebare a comunității din Tesalonic. Pe scurt, prima localitate, prima cetate din Europa, care a auzit cuvântul Evangheliei din gura lui Pavel, a fost Filipii. Acolo lucrurile, pe unde a trecut Pavel, a stârnit numai scandal, mai ales în jurul sinagogii, pentru că el predica în primul rând la ei lui, la evreii din sinagogă, dar așa cum bine știți, erau și foarte mulți păgâni, în limbajul tehnic, prozeliți. Noi avem acest termen în românește, dar îl folosim într-un sens larg. Dar în sens restrâns tehnic, prozelit înseamnă un păgân care este interesat de religia iudaică. Și printre acești prozeliți care participau la întrunirile din sinagogă, Pavel a făcut foarte mulți convertiți, foarte mulți. Să luăm cu un granosalis, foarte mulți, câteva zeci, oricum în fiecare călătorie. Nu știm exact numărul. Misionară. După care ajunge la Tesalonic, unde din nou lucrurile se înfierbântă și Pavel, împreună cu ceilalți doi tovarăși de drum, Silvan, Silas de fapt, și Timotei, sunt scoși pe furiș din cetate, iau calea Atenei. La Atena, Pavel îl trimite înapoi pe Timotei la Tesalonic să aducă vești de la cei proaspăt convertiți. Acum, pe scurt, vă descriu contextul în care a fost compusă această scrisoare. Și apoi Pavel pleacă la Corint, unde va sta preț de un an și jumătate, cel mult un an și jumătate.
Între timp, Timotei se întoarce cu vești bune despre comunitatea creștinilor, abia convertiți la creștinism, de fapt, credincioșilor de la Tesalonic, dar în același timp și cu foarte multe întrebări. Pentru că Pavel a stat foarte puțin, o lună, două, la Tesalonic, n-a avut timp până când scandalul a luat amploarea, a izbucnit, după care a fost obligat să plece și nu a avut timp să adâncească toate chestiunile de care erau preocupați cei care s-au convertit la creștinism. Și atunci le scrie această scrisoare, datată între 49 și 51, aproximativ, repet, cel mai vechi text din Noul Testament. Aceasta vă spunem și am zis să dau traducerile, toate traducerile în aparțin din greaca veche, pe care le voi cita în seara asta, și voi da cuvântul apostolului, pentru că așa vorbesc prea mult. E bine să avem, să ascultăm cuvântul apostolului într-o traducere cât mai fidelă cu putință, cât mai clară și eventual comentată, acolo unde e cazul, pentru clarificări. Aceasta vă spunem plecând de la cuvântul Domnului, se referă la o idee pe care o reia de altminteri. Cine acest cuvânt al Domnului? Repet, Pavel era un profet, era un om în legătură directă prin rugăciune și viziune. Vă amintiți de acea mărturie din 2 Corinteni? Știu pe cineva care în realitate, cu trupul sau nu, nu știu, de fapt se referă la el, a urcat până la al treilea cer și așa mai departe. Iisus, așa cum i s-a revelat pe drumul Damascului, cu siguranță i-a lămurit în aceste viziuni, era un vizionar și a rămas un vizionar până la sfârșitul vieții. Se simte lucrul ăsta, mai ales din epistolele, pentru că nu toate sunt autentice, din epistolele autentice, cele 7 sunt garantate, și se simte acest contact direct cu persoana lui Iisus prin viziune. De la cuvântul Domnului, noi cei vii, comunitatea din Tesalonic, probabil i-a trimis prin Timotei, prin viu grai, câteva întrebări, între care și una legată de soarta celor morți. Acum, noi cei care traducem sau, în fine, încercăm să înțelegem, să deslușim versetele, cât mai bine versetele Noului Testament, teologii în general găsesc tot felul de, eu știu, fac tot felul de supoziții. Cine, la cine se referă? La morții deja convertiți la creștinism? La toți morții, cu siguranță e vorba de cei convertiți, dar la cei convertiți care nu mai au multe zile de trăit de acum încolo, sau chiar la ei înșiși în eventualitatea morților, dacă, întrebarea e următoarea, dacă noi, asta este, eu înclin spre această înțelegere a textului, dacă noi cei de acum murim până la a doua venire a lui Iisus Hristos, că asta e tema principală a primelor generații de creștini, a doua venire, parusia, care bate la ușă, este iminentă. Pentru Pavel e clar, parusia el va prinde încă din timpul vieții, a doua venire a lui Iisus. Și acest mesaj el l-a transmis comunităților creștine pe care le-a întemeiat. Ei bine, revin la întrebare, dacă eu voi pleca dintre cei vii până la a doua venire a lui Iisus, îl voi întâlni pe Iisus? Voi participa la parusie, la a doua venire? Voi fi împreună cu Iisus? Pentru ei, pentru această generație care clocotea, credința era proaspătă, era clocotea și clocotea de nerăbdare pentru întâlnirea cu Iisus în glorie, în slavă, așa, era o întrebare capitală și era o tensiune extraordinară. Pe asta se întemeia, de fapt, credința lor, comuniunea sa cu Iisus și așteptarea acestui moment iminent. Parusia bate la ușă, vine. Și asta era una din temerile membrilor comunității din Tesalonic, ce se va întâmpla cu cei care au murit, care au fost deja botezați, sau cu noi dacă între timp murim. Îl vom întâlni pe Iisus la a doua venire? Îl vom descoperi? E o întrebare extraordinară și vedeți, să uită întrebările fundamentale.
Adică socializăm, sindicalizăm creștinismul și uităm esența, care e moartea și tămăduirea, vindecarea de moarte, de spaima de moarte, care din perspectiva parusiei devine problema cheie a creștinismului. Și acum ne dăm seama de ce atâția oameni și oameni simpli au fost atrași de această soluție, care de fapt e o soluție încarnată, pentru că Pavel tot timpul dă exemplu, se referă la exemplul lui Iisus. Dacă Iisus a înviat și noi îi vom urma soarta. Dacă Iisus a biruit moartea și noi îi vom birui moartea, dar nu oricum, nu așa ca pe o prăjitură, numai pentru că ne-am făcut creștini. Și o să vă dau o trimitere dintr-o altă epistolă. Reiau textul. Noi, cei vii, care vom fi lăsați până la venirea Domnului, anume, deci care vom fi lăsați, nu vom fi luați, folosește anume termenul de lăsați, nu cei care rămânem sau supraviețuim, ci lăsați tot din mila Domnului, așa, nu le vom lua înainte celor adormiți. Deci noi, cei vii, suntem în plutonul 2. Vă dați seama ce dragoste are Pavel față de oameni ăștia tulburați de ideea morții, mai ales înspăimântați de faptul că, eu știu, o rudă care a murit sau ei înșiși, dacă vor muri, nu-l vor întâlni pe Iisus la parusie, la a doua venire. Spune, nu, noi cei vii, așa, nu le vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul, la un semn, la glasul unui arhanghel și la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, am dat și termenii greci în greacă, dar nu insist, doar teleusma e un termen specific marinăresc. Este semnul conducătorului vâslașilor. Semnul făcut de acel conducător, în urma acestui semn, vâslașii la unison începeau să dea din vase pentru a pune barca, de data asta, bisericii în mișcare. E un termen tehnic preluat, Pavel are și un stil metaforic, poetic, extraordinar și vă amintesc doar poemul extraordinar despre dragostea agape din 1 Corinteni 13. Așa. Dar inclusiv aici, se va pogorâ, deci la un semn, sunt trei semne, trei. La un semn, la glasul unui arhanghel și la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și cei morți în Hristos, aici se subliniază că e vorba de cei convertiți, botezați, vor învia mai întâi. Deci întâi înviază morții întru Hristos, după aceea noi cei vii care am fost lăsați, dintr-o dată, e un adverb foarte puternic în greacă, dintr-o dată, brusc, totul se petrece ca o scânteietor. Împreună cu ei vom fi răpiți pe nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în aer. Deci morții se ridică din pământ, înaintea viilor îi ajung la nivelul celor vii, după care împreună îl întâmpină pe Domnul în aer. Acum e și o parte de mitologie, Pavel scrie într-un anumit context, pentru un public cu un anumit nivel cultural și așa mai departe, într-o anumită paradigmă culturală, și astfel vom fi pururea cu Domnul. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Ăsta e textul despre soarta celor morți în perspectiva parusiei din 1 Tesaloniceni. Practic este cea mai veche mărturie despre această chestiune și vedeți, nu întâmplător. Această chestiune era una din chestiunile arzătoare ale primelor comunități creștine. Deci parusia, a doua venire a Mântuitorului în slavă și care este iminentă pentru ei, Pavel se va resemna spre sfârșitul, dar și pentru el era clar, se va resemna în fața ideii că nu, a doua venire nu va mai fi atâta timp cât el va trăi. Dar era absolut convins, a fost până la sfârșitul vieții, că a doua venire este iminentă, parusia este iminentă, chiar dacă va veni după moartea lui.
Într-un fel, e un text și de autoconsolare. Chiar dacă voi muri, voi învia și îl voi întâmpina pe Domnul împreună cu cei vii, ba chiar înaintea lor voi urca la cer să-l întâmpin. 1 Corinteni e o altă temă, dar tot esențială, oarecum conexă. Comunitatea întreabă, marcată, bineînțeles, și de curentele filozofice, gnostice, protognostice, nu putem vorbi deocamdată de un gnosticism bine conturat în epoca aceasta, se întreabă cu ce trupuri, care va fi natura trupurilor celor înviați la înviere. Dar problema e legată de înviere și de parosie, de a doua venire a lui Iisus. Și răspunde, dau din nou cuvântul direct vizionarului. Astfel și învierea morților este semănat în stricăciune, este înviat în nestricăciune. El o pune într-un context larg, analizează această chestiune filozofic. Este semănat în umilire, este înviat în slavă, este semănat în slăbiciune, este înviat în putere. Este semănat un trup însuflețit, soma psychikon, învie un trup înduhovnicit, soma pneumaticon. Aici, prima generație de gnostici, sau gnosticii, în fine, mai puțin, cum să-i definesc, rafinați, știți că au inventat în gnoză, sunt materialiștii, nu? Hilicii, așa numiți hile, de la hyle, materie, psihicii, a doua castă a gnosticilor, și înduhovniciții pneumaticii. Or, cei care au inventat această tripletă, aceste trei trepte, n-au înțeles bine textul, că de aici pleacă treimea respectivă, această suită, tipologia gnostică. N-au înțeles bine acest fragment, care e capital. Pentru Pavel aici, psihe înseamnă viață, pur și simplu. Rimează cu viața biologică. Asta este dualitatea pe care o stabilește. Și o dualitate foarte puternică pentru a scoate în evidență caracterul spiritual al trupului celor înviați. Deci nu e vorba de psihe, suflet. E vorba pur și simplu de viața naturală, de trupul material. De trupul material. Dacă există trup însuflețit cu viață, există și în duhovnicit. Am eliminat câteva fragmente care nu erau relevante pentru conferință, dar mai întâi nu este cel înduhovnicit și însuflețit. Abia pe urmă cel înduhovnicit. Primul om din pământ e pământesc. Aici e o referire la Adam. Iar Iisus este noul Adam, cel înduhovnicit, evident. Aceasta, zic fraților, carnea, sarx și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Nici stricăciunea nu moștenește nestricăciunea. Iată, vă zic o taină, nu vom adormi toți, ci toți ne vom preschimba. Și aici urmează două adverbe foarte importante, brusc, într-o clipită, en atomoi, en ripei oftalmu, într-o clipire de ochi. Brusc ne vom metamorfoza la ultima trâmbiță. Ne vom preschimba trupurile brusc într-o clipită. Deci nu vom învia cu trupul din carne, oase și sânge, ci vom învia într-o clipită, ne vom preschimba trupul într-un trup spiritual, înduhovnicit, pneumaticon, soma pneumaticon. Căci va trâmbița și morții vor fi înviați fără nicio stricăciune. Fără nicio, asta e foarte important, iar noi ne vom preschimba. Trebuie ca stricăciunea să se îmbrace în nestricăciune și ce este muritor să se îmbrace în nemurire. Asta este învierea. Și acum trec peste acest
unii l-au tratat drept inconsecvent, dar de fapt Pavel răspunde la două întrebări complementare. Unii savanți afirmă că, de fapt, Pavel și-a schimbat teoria asupra învierii și... Nu! La primul răspuns se referă la o întrebare clară, aceea despre soarta morților în raport cu parusia, și a doua întrebare se referă la natura trupului. Nu e nicio modificare. Pavel răspunde, nu e inconsecvent, Pavel răspunde la două întrebări diferite. Acum, e foarte important legat de pasajul din Corinteni, pe care tocmai l-am discutat. Ați văzut, e acest raport între psihic, de fapt între biologic și supranatural sau spiritual. Cu ce fel de trup vom învia? Vom învia cu trupul nostru? E bine, încă de la Pavel s-a lovit, de la începutul creștinismului, predicării sale, de această credință simplistă, materialistă, carne. Oamenii simpli vor carne, vor trup, vor materie. Ei țin la trupul lor, e un soi de egoism din ăsta inerent, omului simplu, omului de... și nu spun cu dispreț sau cu... Trebuie să rămân eu așa cu tot ce am, cu zestrea mea, inclusiv biologică, trupească, materială. Trupul va învia material. De aici e și o acuză adusă de filozoful Porfir împotriva credinței creștine. Cum? Dacă vă amintiți că se studiază asta la apologetică, Porfir e un filozof din secolul al III-lea și scrie împotriva creștinilor un tratat, așa, și una din, acuzele pe care le aduce e legată tocmai de înviere. Cum? Dacă o persoană, un creștin, e sfârtecat de un rechin în plină mare și bucățile lui sunt împrăștiate, cum o să le adune Duhul Sfânt la sfârșit, la înviere? De unde o să le adune? Pentru că acel rechin i-a amestecat toate membrele trupului și așa mai departe. De o naivitate cumplită. La un păgân foarte școlit, care era tobă de Platon, de Homer, de ce mai vezi, de Aristotel și așa mai departe. Vedeți, exact această, până la urmă, credință simplistă sau reducționistă, în cazul lui Porfir, e și era credință, pentru că el scrie împotriva creștinilor de pe o poziție polemică. Dar existau foarte mulți creștini care credeau că învierea va avea loc așa, cu trupul nostru material, cu... și acum paranteză foarte rapidă, foarte recent. Un caz, în zilele noastre e foarte curentă această credință. Și primejdioasă, să știți, că de aceea Pavel scrie, el nu abordează subiecte minore sau de fără importanță nesemnificative. Abordează subiectele pe care el le simte importante și care îi pot lămuri pe oameni și care realmente sunt importante. Recent, știți că e epidemie de, în fine, cancer mamar și așa mai departe, și am între foarte apropiați membri asemenea cazuri și cunosc această relatare ca să aducem, să actualizăm ceea ce spune vizionarul din secolul I, apropo de învierea trupului. O femeie simplă care i-a fost, în urma operației, a fost amputat un sân și a lăsat în testament cu limbă de moarte, a cerut să îi se pună la loc în coșciug, pe ultimul drum, proteza. Pentru că ea vrea să, în trupul, vrea să învieze cu ambii sâni. Vedeți? Asta e manifestarea directă, concretă, dacă veți, pe viu și actuală. Și atunci biata noră uitase de această clauză. Și a trebuit să apeleze la cineva și să facă operațiunea, pentru că îi stătea, da, a făcut această operațiune estetică, pentru că bătrâna așa dorea. Voia să meargă, să, din această plecare, când de la această credință simplistă în învierea trupească materială.
Gnosticii, în schimb, la polul opus, în partea cealaltă, devalorizau materia. Și ei, cum bine știți, învierea pentru ei era o iluminare interioară și subiectivă. Ei știau, erau convinși că s-au mântuit pentru că au primit iluminarea și nu dădeau socoteală nimănui. De aceea nu agreau ierarhia eclezială, canon și așa mai departe. Da. De pe versantul opus. Deci, pe de o parte, avem o materializare radicală a credinței în Înviere, de partea cealaltă, o devalorizare a materiei. Pavel combate în acel text capital din 1 Corinteni ambele excese, ambele tendințe extremiste. Trupurile înviate sunt de natură spirituală și învierea se va petrece în timp, nu așa în veșnicia asta subiectivă, cum predicau gnosticii, curentele gnostice, care încep să apară odată cu Pavel. Deci, învierea va fi în trup spiritual. În Filipeni, sfințirea aduce învierea din morți. El nu deconectează pentru Pavel și o să reiau poate, învierea din morți nu e de la sine, nu e automată. El spune, mă străduiesc să trăiesc moartea lui Iisus pentru ca să ajung la învierea lui. Nu e o chestie gratuită așa, nu se dă pe tavă învierea. E un exercițiu spiritual zilnic, e comuniunea cu Iisus, cu pătimirile lui Iisus, cu moartea lui Iisus, pentru a beneficia de învierea lui Iisus. E un proces foarte, foarte dificil. Nu e, vom învia ulterior, evident, teologia creștină va introduce, va relua tema și va introduce apăsat tematica judecății de apoi, dar pentru prima generație, inclusiv pentru Pavel, asceza, sfințirea personală era capitală pentru a obține învierea din morți. Această înviere, de fapt, spiritualizarea trupului. Putem să spunem lucrul ăsta. Și ați văzut, textul e de la sine grăitor. Iar Origen, cel condamnat, tot așa, de cei din prima categorie, credința simplistă, care voiau materie, trup, carne, sânge, oase, la învierea de la a doua venire, Origen, în De Principis, Periarhon, Origen e un mare teolog din secolul al doilea, începutul secolului al treilea, prea și adâncește, iar Periarhon despre principii este primul manual, practic, de dogmatică din istoria bisericii, adâncește această chestiune a învierii trupurilor. El vorbește oarecum din perspectivă platoniciană și din perspectiva mentalului, mentalității filozofilor sau celor din secolul al doilea, vorbește despre natură spirituală sferică. Trupurile vor fi sferice pentru că sfera era simbolul perfecțiunii. Trupurile vor învia spiritual și sferic, spune Origen, adăugând, e un adaos la teoria lui Pavel. Continuă Pavel despre ceas. Aici am vorbit despre natura trupurilor înviate. Despre momentul învierii. A fost o altă întrebare care îi frământa pe creștinii din primele generații. Era când? Vrem să știm exact când. Vrem să ne mântuim cât mai repede. E de la înțeles și credincioșii de astăzi au aceeași nerăbdare. Adevărații credincioși sau nu e o judecată de valoare. Eu nu fac judecăți de valoare, doar interpretez textele respective, mărturiile cu cât mai mare acuratețe posibilă. Despre ani și ceas.
Aici vă trimit la capitolul 24, extraordinarul capitol 24, numit Mica Apocalipsă din Evanghelia după Matei. Dar cu această, cum să spun, această atragere, cu acest semnal că Evanghelia după Matei este ulterioară textului nostru cu 20 de ani. Acolo aveți tot scenariul dezvoltat în Matei și probabil în replică la textul lui Pavel. Asta nu înseamnă că această credință pe care Matei o pune în pagină, în scris, în Evanghelia sa, în capitolul 24, nu exista deja. Evident, exista încă predicată, auzită din gura Mântuitorului, dar a fost pusă în scris abia în anii 70-80. Cât despre an și ceas, fraților, nu e nevoie să vi se scrie, căci voi înși vă știți prea bine că ziua Domnului, ca un fur în noapte, așa vine. Când vor spune pace și siguranță, atunci fără veste va veni peste ei nenorocirea, precum durerea afacerii asupra celor celei cu prunc în pântec și nu vor avea scăpare. În Fapte 1:7, după înviere, ucenicii îl întreabă pe Iisus: Doamne, în timpul sau timpurile acestea vei restaura, aici am tradus foarte exact termenul grecesc, vei restaura împărăția, e apocatastaza. Ăsta e verbul și ulterior substantivul pe care îl va folosi și Origen. Vei restaura împărăția lui Dumnezeu? Iisus le răspunde: nu vă este dat vouă să cunoașteți momentul, chronos e kairos, anul și ceasul pe care Tatăl le-a hotărât prin voia sa proprie. Așadar, nu vom ști, nu știm când, iar Pavel mută, nu doar foarte inteligent, ci în primul rând legitim, accentul de la când, de pe când, spre cum. Cum îl așteptăm pe Iisus la a doua venire? Nu când, nu asta trebuie să vă preocupe, asta este treaba Tatălui și numai Tatăl spune, nici îngerii, nici Fiul nu știe când va veni, când este momentul, spune în Matei 24, ci numai Tatăl știe acest lucru. Nu vă este dat vouă să cunoașteți momentul și ceasul. Asta în privirea, în ce privește soarta credincioșilor la a doua venire, pe baza câtorva texte pauline, se poate adăuga, să mai pot adăuga la dosar câteva texte din Filipeni, așa cum am spus, dar pentru aprofundarea subiectului îngădui să vă trimit la volumul apărut, 1-2 Tesaloniceni, acolo în comentariu explic pe larg aceste lucruri și cu o sintaxă ceva mai luminoasă, poate și mai clară, decât o pot face acum la în ceasul și clipa aceasta. În privința trecem la a doua. Ați văzut că în 1 Corinteni e clară credința în a doua venire imediată. Generația respectivă, Pavel însuși, în anul 50, atunci când redactează 1 Tesaloniceni, e convins că Iisus va veni. A doua venire a lui Iisus se va petrece imediat, foarte, foarte curând, încă din timpul vieții lor sau vieții lui. 2 Tesaloniceni propune un cu totul alt scenariu și de aceea pe copertă, dacă ați văzut, e scris deasupra lui 2 Tesaloniceni pseudo-Pavel și nu Pavel. Și trebuie să acceptăm aceste lucruri ca pe un firesc, pentru că există toate argumentele pe care le-am înșirat în introducerea la 2 Tesaloniceni, argumentele pentru a clasa această epistolă în categoria deuterocanonicelor. Scrieri care nu au fost redactate de Pavel,
în timpul vieții lui Pavel, ci de alți autori care poate l-au cunoscut pe Pavel sau care se prevalează de numele apostolului pentru a da greutate textelor respective pe care le scrie. Asta nu înseamnă desacralizarea sau devalorizarea textelor respective. Atâta vreme cât 2 Tesaloniceni a fost cooptat în canonul Noului Testament, atâta vreme cât e o scriere normativă, ea se bucură de statutul tuturor celorlalte texte din Noul Testament. Deci nu e nicio ofensă la adresa acestei scrieri. Ea își păstrează valabilitatea. Doar că trebuie să o interpretăm ca atare, deci autorul trebuie demarcat de apostolul Pavel și cronologia modificată. Pentru că e o diferență cam de 4 decenii între prima epistolă către Tesaloniceni și a doua. Și asta ne-o demonstrează, în primul rând, toată argumentația. Vă rog să citiți, dacă vă interesează subiectul, toată argumentația e în introducerea la 2 Tesaloniceni și foarte mulți teologi de toate confesiunile serioase acceptă această ipoteză. Părintele Lagaz, pe care l-am urmat în bună parte din comentariul meu, e un reputat biblist catolic și acolo are o puzderie de argumente atât de multe încât la un moment dat se face și milă de autorul lui 2 Tesaloniceni. Dar ajunge la aceeași concluzie pe care v-am formulat-o adineauri, atâta vreme cât acest text extraordinar, care s-a bucurat de o influență enormă în istoria creștinismului, face parte din canonul creștin, din canonul Noului Testament, acolo trebuie să rămână și trebuie respectat ca atare și urmat ca atare. Doar că el dă seamă de o altă conjunctură istorică și are o altă încărcătură teologică, un alt mesaj teologic, și anume, dacă 1 Tesaloniceni miza pe parusia iminentă, acum vine a doua oară Iisus în slavă, 2 Tesaloniceni propune o eschatologie etapizată. Creștinii care trebuie din această generație, deja a treia generație, încearcă un soi de oboseală, tot așteptând a doua venire. Și atunci, sunt frământați de aceste chestiuni. De ce Iisus Hristos nu mai vine a doua oară? De ce noi îndurăm? Pentru că suntem în toiul persecuțiilor. De ce îndurăm atâtea persecuții? De ce Dumnezeu nu se arată și Iisus ne-a părăsit? Și așa mai departe. Pentru noi, unii dintre noi, poate lucrurile astea sunt teoretice. Dar pentru acei oameni în vârtejul persecuțiilor, erau întrebări existențiale de zi cu zi. De ce eu sufăr? De ce fratele meu e băgat în închisoare? De ce este torturat pentru numele lui Iisus? Și de ce Iisus nu vine așa cum mi s-a promis? 2 Tesaloniceni, în capitolul al doilea, răspunde la aceste întrebări. Încearcă să pună balsam pe rană și să le explice creștinilor de ce parusia, a doua venire, întârzie. Vedeți, argumentul major e ăsta. Nu poate să fie 2 Tesaloniceni scrisă doar la câteva luni după 1 Tesaloniceni care insista pe iminența parusiei. Chiar așa, în câteva luni, Pavel, care spune, vine acum, pregătiți-vă, sfințiți-vă, dacă muriți, nu-i nicio problemă, pentru că oricum cu toții îl vom întâmpina pe Iisus, care coboară spre noi în slavă, pe nori și așa mai departe, și acest mesaj în care se spune, aveți răbdare, fraților, a doua venire e departe, trebuie să vină și mai întâi. O să vă dau exact textul ca să nu... În privința venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă pierdeți iute cumpătul și să nu vă înspăimântați din pricina vreunui duh, vreunei profeții false, a vreunui cuvânt, predică sau a vreunei așa zise scrisori de la noi, cum că ziua Domnului a și sosit.
Așa, nimeni să nu vă rătăcească în niciun fel, fiindcă ziua Domnului nu va veni dacă mai întâi, și acum încep etapele. Nu a venit de ce? Și nu va veni pentru că mai întâi nu va veni apostazia. 1. Și dacă nu se va descoperi, se va dezvălui omul fără de legii. Ho antropos tes anomias, fiul pierzaniei, potrivnicul și cel care se înalță mai presus de tot ce se numește zeu sau obiect de închinare. E o descriere a acestui personaj, dar vedeți, nu e numit. Sunt niște epitete care dau impresia că descriu exact un personaj, dar de fapt toate sunt abstracte. Nu e un nume propriu, nu e cum vor încerca alți părinți ai bisericii să-l numească, să-i pună o identitate precisă. Se va așeza în templul lui Dumnezeu, arătând că este Dumnezeu. Și acum, știți ce îl reține? Deci, într-o primă etapă e apostazia. În a doua etapă trebuie să vină omul, fiul nelegirii, și dar inclusiv acest fiu al nelegirii, omul fără de legii, întârzie, nici el nu a venit încă din perspectiva autorului 2 Tesaloniceni, pentru că există ceva sau cineva. Pavel folosește o dată, e un participiu de la verbul catehein, care înseamnă a prinde, a reține, a întârzia, a ține în frâu. Catehein, și e un participiu pe care Pavel îl folosește o dată în acest paragraf la masculin și o dată la neutru. Catehonul, care a devenit una din temele de filozofie politică cele mai dezbătute, mai ales din 1940 încoace. Și acum știți ce îl reține, catehon, la neutru, deci e vorba de o realitate, pentru ca el să se descopere doar la timpul lui, e vorba de omul fără de legii. Căci taina fără de legii lucrează deja, mai rămâne să fie îndepărtat cel care o reține. Catehonul trebuie să dispară, acest catehon are o funcție pozitivă. Ține în frâu venirea a ceea ce va deveni anticristul, omul nelegiuirii. Și abia după omul nelegiuirii și după instaurarea apostaziei, va veni Iisus ca să-l biruiască. Iar așa, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu duhul gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale, iar venirea aceluia este după lucrarea lui Satan. Cu toată puterea, foarte puternic paragraf aici, pentru că avem de-a face, de aceea am și numit aici pseudomântuirea, într-un fel pentru necredincioși, cum îi numește el pentru cei pierduți, e o formă de mântuire. Minciuna pentru cel care crede în minciună e mântuitoare. Și scrie Pavel, iar venirea aceluia este după lucrarea lui Satan, cu toată puterea, cu semne și false minuni și cu tot felul de înșelătorii nelegiuite pentru cei pierduți, pentru cei pierduți care nu sunt convertiți creștini, căci ei nu au acceptat dragostea de adevăr ca să se mântuiască. Iată de ce Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, pentru ca ei să creadă în minciună, să fie osândiți toți cei care nu au crezut în adevăr, ci au îndrăgit nedreptatea. Deci, până la urmă, și Dumnezeu oftează și în fața încăpățânării celui prea care crede în minciună, spune, uitați, credeți în el, n-aveți decât, vă las liberul arbitru. Dumnezeu nu mântuiește cu sila. Îl vreți pe acest anticrist, om al nelegirii, pseudo-mântuitor? Vi-l las. Nu aveți decât, rămâneți cu el până dați cu capul de zid. E foarte puternic textul lui Pavel și nu e o interpretare a mea. Asta scrie textul. Un pseudo-mântuitor, un pseudo-profet trimis pentru cei care cred în minciună. Și nu trebuie să fac nicio conexiune explicită.
Cam trăit atâtea scenarii, scenarita e la modă de cel puțin 4 ani de zile. Dacă și așa cu da, sunt acești lucrarea continuă, iată, și există o pseudomântuire a celor care vor să creadă în minciună. Asta scrie Pavel. Dar revenind la catehon și la problema generală a amânării parusiei. Vedeți, aici e un text de mângâiere, de consolare. Nu e un text de înspăimântare. Pavel răspunde acestor oameni credincioși, nerăbdători să îl primească pe Iisus la a doua venire și care trebuie să mai aștepte, îndurând persecuții, îndurând minciună, îndurând atâtea și atâtea necazuri. E un 2 Tesaloniceni, e scris de un autor, l-am numit, i-am spus Pavel acum, dar în fine, Pavel, între ghilimele sau fără ghilimele, textul e foarte important și a rămas actual pentru toate generațiile ulterioare care l-au așteptat și încă îl așteaptă pe Iisus, încă așteaptă a doua venire. Da, vedeți, e un scenariu mult mai amplu care seamănă foarte bine cu scenariul escatologic din Apocalipsă. Și pe baza acestor asemănări s-a stabilit că acest text datează din perioada, e contemporan cu Apocalipsa, practic. Deci cam din anii 80, sfârșitul anilor 80-90, ar data acest text pus sub autoritatea Apostolului Pavel, dar care este scris cu aproximativ 40 de ani după 1 Tesaloniceni. Îi preia foarte multe formule, așa, le decupează frumos și le copie-cole, știți, așa, și le pune în formula de salut, în primul capitol și al treilea capitol, sunt foarte multe expresii din 1 Tesaloniceni. Și nu există acea empatie care se degajă din textele autentice ale lui Pavel. Și nu există acel interes pentru persoana, pentru destinatarul scrisorii respective. Pavel în scrisorile autentice tot timpul transmite lucruri personale și numește pe cei cărora li se adresează. Aici e un mic tratat, dar vedeți cu această intenție de a consola, de a-i consola pe cei care uneori pot să ajungă la deznădejde pentru că Iisus nu mai vine a doua oară, la a doua, așa. Am cam rezumat aici, e vizat evident și cultul imperial. Acum aș spune câteva cuvinte, reiau aceste teme pe care le veți regăsi pe larg expuse și cu traducerile respective în manualul de anticristologie pe care l-am republicat acum la vremea. Catehonul. Am vorbit despre acest personaj, nu, care ține în frâu venirea anticristului. Ați văzut în 2 Tesaloniceni, nu apare numele de anticrist. Apare omul fără de legii și termenul anticrist, anticristos în greacă, apare în epistolarul ioaneic. În 1 Ioan apare și cu referire la eretici, la cei care se abat, la pseudoprofeți, dacă vreți. În cazul nostru avem de-a face cu un tiran sângeros care persecută. Și în cazul Apocalipsei la fel. Nici în Apocalipsă nu apare termenul anticrist, dar aceste două texte, Tesalonic și 2 Tesaloniceni și Apocalipsa, vor fi textele principale din Scriptură care vor contribui la fabricarea, între ghilimele, legendei, la fabricarea anticristologiei, dacă vreți, legendei, biografiei anticristului. Acum, catehonul care se opune venirii anticristului a căpătat diferite pentru a explica cine este acest catehon. Părinții bisericii au oferit câteva mai multe soluții. Cele mai importante sunt trecute aici. Fie Imperiul Roman, la Tertulian, Hipolit, Ieronim, și chiar atunci când persecută, asta e poziția, de pildă, poziția lui Irineu, poziția lui Hipolit. Chiar și atunci
atunci când persecută, legea totuși e mai bună decât nelegea, decât nelegiuirea. Deci imperiul care încarnează o anumită lege sau legalitate, instituția care păzește această lege, constrângătoare uneori, persecutoare uneori, totuși e mai bună decât nelegea întruchipată de acel personaj demonic care este Anticristul. Și instituția, deci Imperiul Roman, ar fi, Catehon, ar fi. Niciuna din aceste ipoteze nu e sigură, certă, 100%. Sunt soluții propuse de diferiți părinți ai bisericii. Severian de Gabala, de pildă, propunea identificarea Catehonului cu Duhul Sfânt, mai precis cu lucrarea Duhului Sfânt, dar spune această mărturie, o avem de la Ioan Gură de Aur, dacă nu mă înșel, nu mai știu referința exactă, spune, dacă ar fi fost Duhul Sfânt, Pavel nu s-ar fi ferit să-l numească, pentru că Duhul Sfânt nu putea să fie torturat sau prigonit de împăratul Romei sau de Imperiul Roman. Cu siguranță era un personaj, dacă era un personaj, în fine, istoric, dar nu știm, nu-i cunoaștem identitatea. Teodoret al Cirului vorbește de forța omniprezentă a ereziei care frânează instaurarea împărăției lui Dumnezeu, plecând de la ideea că întâi Evanghelia trebuie dusă până la marginea, capătul pământului, și abia după aceea, plecând de la această condiție prealabilă, urmează să vină Anticristul și Iisus în slavă a doua oară. Și alți autori spun că ar fi vorba chiar de Pavel și de activitatea sa misionară. El ar fi Catehonul. Acum, ipoteza mea întâlnește de fapt și alți savanți, teoria altor susținută de alți savanți, e că Pavel, autorul, de fapt, pseudo-Pavel, inventează acest personaj sau această realitate, Hokatehon, fără să o numească, fără să-i atribuie un nume exact, care se poate un carte de identitate exactă, pentru a-și susține raționamentul. Adică, vedeți, trebuie să existe această forță sau acest personaj și abia după ce o să fie înlăturat acest Catehon, va putea veni Anticristul și abia după venirea Anticristului și domnia lui în lume, va veni a doua oară Iisus Hristos, care îl va birui pe Anticrist. Avea nevoie de acest personaj pentru, fără identitate precisă după mine, pur și simplu o creație a acestui autor, pentru a justifica întârzierea parusiei și pentru a-i consola pe destinatarii epistolei. Toate lucrurile acestea sunt dezvoltate în capitolele din manualul de anticristologie, care e a treia parte dintr-o trilogie pe care am consacrat-o subiectului. E doctoratul de la Sorbona care a apărut în franceză în 2005, teza a fost susținută în 2002, cartea a apărut în 2005 în colecția Teologie Istoric, întemeiată de marele cardinal, patrolog și cardinal Jean Daniel. Și după aceea, ca un complement al doctoratului, am coordonat o traducere cu toate textele despre Anticrist în franceză, un grup de eleniști și universitari francezi care a apărut, se numește chiar Anticrist, cu această antologie completă, cu prefețe, studii introductive și așa mai departe, se numește chiar Anticrist, la editura Minie, o editură care publică studii, cum bine știți, de patristică și traduceri de patristică. Acest manual de anticristologie e scris pentru publicul din România, în românește, direct, și conține și cele două
două tratate, cele mai vechi și mai importante tratate sau biografii, dacă vreți, între ghilimele, ale Anticristului, pe care le datorăm lui Irineu al Lionului, episcop din secolul al II-lea, cel care a scris, de fapt, sunt câteva capitole foarte lungi din cartea a cincea, capodopere lui împotriva ereziilor. Și al doilea tratat, un tratat chiar autonom, De Christo et Antichristo, despre Hristos și Anticrist, scris de un autor, un părinte al bisericii din la începutul secolului al III-lea, Hipolit. Și aceste traduceri sunt incluse în acest manual de anticristologie și însoțite de ample comentarii. Vă spuneam astăzi, îi spuneam domnului Neamțu, mi-am adus acum aminte că a fost o carte de care uitasem. Am scris-o și am uitat-o pentru că luându-mă cu pregătirea tezei de doctorat, e o carte pe care am scris-o la Pisa în 1999, la Scola Normale, în unde am aflat la sfârșitul sejurului, după 4 luni de zile, mergeam în Scola Normale, e un vechi palat absolut superb, una din cele mai frumoase clădiri din Pisa, din mijlocul, din centrul orașului, și acolo mi-am pus cărțile și ordinatorul într-o sală în care nu intra nimeni niciodată. În celelalte săli era buluc, toți studenții erau numai aici, unde în plus era și arhiva marelui istoric al creștinismului vechi, Arnaldo Momigliano, specialist în părinții bisericii și în primele secole ale bisericii. Acolo am scris această carte, am lucrat la traducere și la studii și așa mai departe, și când s-a apropiat sfârșitul, în ultima săptămână, un prieten etiopizant a venit la mine și l-am întrebat atunci, nu știu cum mi-a venit, tocmai în ultima săptămână a șederii la Pisa și în acea încăpere, de ce nu intră nimeni, de ce sunt mereu singur în acea sală cu atâtea comori? Mă refeream la biblioteca lui Momigliano. Și el mi-a spus ușor stânjenit, pentru că venea uneori să mă ia la prânz, dar foarte repede intra și ieșea. Mi-a spus, știi, legenda spune că aici Contele Ugolino și-a devorat copiii. Scena e în Infernul lui Dante. În clipa aia mi-am luat 3 secunde, în 3 secunde mi-am adus aminte de pușcăria militară comunistă și mi-am strâns absolut toate obiectele și am dispărut, de la n-am mai intrat după aceea niciodată, dar acolo a fost zămislită această carte și probabil că de aceea am uitat că am scris cartea, mi-am adus aminte de, după 3 ani, și dacă tot era în ordinator am publicat-o. Iar acum a ajuns la ediția a 3-a. Deci e o carte scrisă pentru publicul din România și care are, așa am și gândit-o, pentru publicul larg, conține și aceste 2 texte de referință semnate de Irineu și Hipolit. Veți avea la început și un dosar biblic, am tradus și comentat toate textele importante care au intrat după aceea, au fost prelucrate de autori și au configurat legenda Anticristului, începând cu cartea lui Daniel, aveți aici capitolele, acolo le aveți inclusiv în traducere. Apocalipsa lui Ioan, capitolul 11, sunt fiarele, cele 2 fiare, care una iese din mare, cealaltă iese din pământ. Și aici v-am ales pentru imagine, e coperta doctoratului de care vă spuneam, dar imaginea provine din singura frescă cu legenda Anticristului, biografia Anticristului, care îi aparține pictorului Luca Signorelli și care se află pe un perete din domul din Orvieto, destul de aproape de Roma, probabil unii dintre dumneavoastră cunoașteți, în capela di San Brizio, la începutul secolului al XVI-lea. Și cele 2 fiare din Apocalipsă, cea care iese din pământ, a fost ulterior identificată cu din mare, identificată cu Anticristul, cea care iese din pământ este scutierul, îi spune
sau secundul Irineu al Lionului, anticristului, eu îi spun ministru cu propaganda. E cel care transmite publicului, oamenilor credincioșilor sau necredincioșilor mai precis, doctrina, falsa doctrina anticristului, și vedeți cum i-a reprezentat pe piedestal, pe falsul tron, Luca Signorelli, anticristul cu brațul ridicat, și celălalt, scutierul, ministrul cu propaganda, șoptindu-i la ureche, șoptindu-i, influențându-l. Da. În tradiția patristică, teza e, se numește Metamorfozele Anticristului la Părinții Bisericii. Acolo sunt capitole ample, sunt peste 600 de pagini. Rezum, Origen este în percepția lui Origen, anticristul este logosul pervertit, știți că el avea o obsesie cu interpretarea corectă a Scripturii, iar pentru el anticristul sau anticrist sunt cei care interpretează greșit sau intenționat eronat Sfânta Scriptură și transmit eronat învățătura creștină, iar Augustin merge și mai departe, interiorizează oarecum personajul și propune o interpretare metafizic-psihologizantă. Toți creștinii care nu-și ordonează viața după credința lor, una spun altfel, trăiesc, sunt de fapt niște anticriști. Și închei cu catehonii discreți, așa, într-o notă patriotică, să zic așa, de fapt patriotică între ghilimele. Am publicat vreo câteva texte pe această temă, e o convingere personală, și convingerile personale nu pot fi combătute decât cu alte convingeri personale sau pur și simplu cu ignorarea convingerii personale, dar e o convingere personală care se bizuie totuși pe o interpretare obiectivă a istoriei. Văd în istoria modernă a României, cel puțin, două forțe catehontice care au ținut anticristul, iată, slavizant, asiatizant, pseudo-creștin din Est, la locul lui în frâu, și anume monarhia și biserica greco-catolică. Asta nu e pro domo, nu e un lucrurile astea le scriu de 30 de ani, e o convingere, repet, de ce, și nu întâmplător cele două instituții au fost primele și aproape simultan desființate de anticristul comunist, monarhia și biserica greco-catolică, una după alta, la interval de un an. De ce? Pentru că ele încarnau Occidentul, valorile occidentale, lumina occidentală și lumina rațiunii, în fine, harice, dacă vrem, papalitatea și democrația. Până la urmă, valorile în care credem cei normali, care nu suntem de partea, care suntem de partea catehonilor. Și cu această mărturisire, vă rog să mă scuzați că iarăși am depășit timpul cu 200%, vă mulțumesc pentru prezență și vă invităm la o degustare, dar înainte, părintele Zburdalnic va spune un epilog. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Bădiniță, pentru că a acceptat această provocare de a ne vorbi despre aceste teme care au consumat creștinii încă de la începuturile creștinismului până astăzi. Mie personal mi-a răspuns și cred că și dumneavoastră atâtor întrebări legate de moarte, despre vierea trupurilor. O să lăsăm, cu permisiunea dumneavoastră, momentul de întrebări pentru mai târziu, când vom putea să socializăm împreună și când, cu siguranță, veți dori să obțineți un autograf pe cărțile pe care astăzi domnul Bădiniță vi le propune la un preț substanțial redus. Înainte de a încheia, o să rugăm să ne spună câteva cuvinte foarte pe scurt legate de logosul limitat de această expoziție pe care o veți putea admira și dumneavoastră pe toți pereții pe care îi vedeți aici în casino. Da.
chiar foarte scurt, două lucruri. Nu fac concurență artiștilor plastici. Sunt, dacă vreți, expoziția din jurul nostru, din jurul noastră, prelungește standul de cărți și subiectul conferinței. Teologia poate fi exprimată și într-un alt limbaj, în limbajul artei, și de aceea am și pus acest subtitlu, care cred că e potrivit, Logosuri pictate. Plec de la text, textul prevalează asupra imaginii, textul generează imaginea. Sunt câteva cicluri compacte, aici am ales 5 dintr-o suită mai largă de 30 de planșe. Sunt meditații, dacă vreți, policrome, după Evanghelia lui Matei, după Matei. Dincolo aveți cei doi mustăcioși, aveți ciclul planșelor legate de martiriu, crucea și spicele, și pseudoprofeții, pentru că tot am vorbit de anticrist și sfârșitul lumii. Sunt câțiva pseudoprofeți, sunt trei, dar prefer să-i țin acasă, să nu-i expun chiar așa, mai ales profetul intelectualilor recenți, mi se pare cel mai greitor, dar nu îndrăznesc să-l scot în public, dar totul e gândit într-o anumită armonie. Iar acolo o să întâlniți câteva simboluri creștine, iar dacă vreți esența filozofiei antipolitice creștine, pe care încerc să o dezvolt de vreo 25 de ani încoace în scris, se află în acea lucrare din spate, ultima, o să vedem când o să ne apropiem de ea, când o să mergem la gustare, și care se numește Creștinismul pe care am pus Daș Cezarului ce al Cezarului în limba greacă veche. Am decupat o bancnotă pe care care a devenit așa un fel de o pereche de aripi ciudată în preajma crucii, și am scris: creștinismul este anarhism vertical. Vertical, insist pe termenul vertical. Sper să vă stimuleze în primul rând, și nu uitați că așa trebuie citit. Nu e noțiunea de artă sacră, mie nu-mi spune nimic, cred că e pleonastică. Arta este sacră, adevărată, dacă e adevărată, are o componentă sacră oricum. Și un tablou, capodopera lui Brâncuș, care nu își propune să facă artă sacră, e sacru. O sculptură, un tablou chiar al lui Picasso sau al lui Dalí, fie că ne place, fie că nu, dacă vorbește, transmite un mesaj puternic, e inspirat de același har care inspiră și pe teologi și pe mistici, dacă vreți. Artă sacră e o expresie, după mine, pleonastică, nu fac artă sacră. Facem artă sau altceva, sau chici, sau neartă. Dar aici, repet, în cazul acestei expoziții, dimensiunea teologică este și implicită, dar și ușor explicită. N-are cum să fie, pentru că îmi prelungește activitatea. Sunt un teolog care uneori devine și artist pentru un alt gen de public. Mulțumesc!